Să fim și să rămânem tari în Domnul, până la capăt. Dragii mei, în această seară o să am un cuvânt de predică din care n-am mai predicat niciodată, din Cartea I. Împărați, de la capitolul 21. Voi citi de la versetul 1 până la versetul 16 inclusiv. Pagina în Biblie 385 pentru cei ce au păstrat închediția preotului Cornilescu. Cartea 1-i Împărat sau 1-i Regi, capitolul 21, voi citi primele 16 versete din Sfânta Scriptură. Cuvânt al Domnului care spune în felul următor. După aceste lucruri, iată ce s-a întâmplat. Nabot din Israel avea o vie la Israel lângă casa lui Ahab, împăratul Samariei. Și Ahab a vorbit astfel lui Nabot. Dă-mi ta să fac din ea o grădină de verdețuri, legume, căci este foarte aproape de casa mea. În locul ei îți voi da o vie mai bună sau, dacă îți vine mai bine, îți voi plăti prețul ei în argint. Dar Nabot a răspuns lui Ahab, să mă ferească Domnul să dau moștenirea părinților mei. Ahab a intrat în casă trist și mâniat din pricina cuvintelor pe care le spuse Nabot din Israel nu-ți voi da moștenirea părinților mei. Și s-a culcat pe pat și a întors fața și n-a mâncat nimic. Nevastă sa, Izabela, a venit la el și a zis, pentru ce ți este tristă inima și nu mănânci? El a răspuns, am vorbit cu Nabod din Israel și am zis, dăm via ta pe preț de argint sau dacă vrei voi da o altă vie în locul ei. Dar el a zis, nu pot să dau via mea atunci Izabela, nevasta lui, a zis, oare nu domnești tu acum peste Israel? Scoală-te! Ia și mănâncă și fi cu inimă veselă, căci eu îți voi da via lui Nabod din Israel. Și ea a scris niște scrisori în numele lui Ahab, le-a pecetulit cu peceta lui Ahab și le-a trimis bătrânilor și dregătorilor care locuiau cu Nabot în cetatea lui. Iată ce a scris în aceste scrisori. Vestiți un post. Puneți pe nabot în fruntea poporului și puneți în față doi oameni de nimic care să mărturisească astfel împotriva lui. Tu ai blestemat pe Dumnezeu și pe Împăratul. Apoi scoateți-l afară, împroșcați-l cu pietre și să moară. Oamenii din cetatea lui Nabot, bătrânii și dregătorii care rocheau în cetate, au făcut, cum le spusese Izabela, după cum era scris în scrisorile pe care le trimisese ea. Au vestit un post și au pus pe Nabot în fruntea poporului. Cei de oameni de nimic au venit și s-au așezat în fața lui și acești oameni răi au mărturisit așa înaintea poporului împotriva lui Nabot. Nabot a blestemat pe Dumnezeu și pe Împăratul. Apoi l-au scos afară din cetate, l-au împroșcat cu pietre și a murit. Și a trimis să spună Izabelei, Nabot a fost împroșcat cu pietre și a murit. Când a auzit Izabela că Nabot fusese împroșcat cu pietre și că murise, a zis lui Ahab, scoală-te și ia în stăpânire via lui Nabot din Israel, care n-a vrut să-ți o dea de pe preț de argint, căci Nabot nu mai trăiește. A murit. Ahab auzind că a murit Nabot, s-a să se coboare la via lui Nabot din Israel, ca să o ia în stăpânire. Amin. Până aici cuvântul Domnului, mai vii respectuos să vă reocupați în locurile. E un text de predică puțin atipic, din care eu personal vă mărturisesc, nu am predicat niciodată. Însă cred că în această seară din textul acesta Dumnezeu are să ne împărtășească câte ceva. Permiteți-mi măcar că am citit textul biblic să mai povestesc foarte repede ce se întâmplă în textul ăsta ca apoi să putem să construim câteva idei benefice pentru sufletul nostru. Nabot cel mai probabil făcea parte din nobilii evrei din vremea lui Ahab. Mai cu seamă și pentru faptul că locația, domiciliul unde se afla, era lângă palatul împăratului lui Israel, Ahab, cu capitala la Samaria. Și, în mod evident, să stai lângă palatul regelui, e o poziție privilegiată înseamnă că și tu erai parte dintre nobilii iudei a vremii de atunci. Fără îndoială că nu s-ar fi putut compara niciodată cu bunurile, bogățiile, resursele pe care le avea împăratul. Dar și el era un om destul de influent și important pentru vremea de atunci. Numai că la un moment dat, dorind împăratul Ahab să-și extindă palatul și proprietățile, a vrut, lângă palatul lui, să achiziționeze și un teren pe care să cultive ce? Legume, verdețuri. Deci, ceva știa el că trebuie să mănânce eu. Și atunci a zis, uite, Nabot, am văzut că tu ai o vie, era un teren cu vie, de unde el polegea probabil struguri, și ce n-ai vrea să-mi dai mie via. Și îți ofer două posibilități. Pe de o parte, dacă vrei să-ți o achiziționezi în preț de argint, cum ar fi lei la noi, bani, sau a doua posibilitatea prin contraechivalent. Adică, îți voi da o altă proprietate mai bună decât via pe care tu o ai. Cum reacționează Nabot, acest nobil? Nobilul Nabot refuză categoric nu acceptă niciun fel de negociere cu împăratul și îi spune nu categoric. Cum vi se pare această speț? Cum vi se pare această atitudine a lui Nabot, care foarte categoric și direct spune nu vreau să accept niciun fel de, tra de tranzacție cu tine, rege Ahab. Dacă n-am fi foarte atenți la detaliile Scripturii, am putea spune că într-un fel Nabot încăpățănat. zice, ți-ai făcut-o cu mâna ta. Acum nu poți să invoci că a venit pe diapsa lui Dumnezeu peste tine, că împăratul ți-a propus două variante. Până la urmă, în paradigma de gândire omenească, bune, pozitive, și pe niciuna dintre cele două nu le-ai acceptat. Și acum, N-ai decât să rămâi și fără vie și fără viață. A pierdut și via, a pierdut și viață. Însă, ce știa Nabot și s-ar putea să nu știm noi? Că exista o prevedere biblică în legea vechi testamentară, dacă se poate afișa Numer capitolul 36, versetul 7, și aici este cheia, o lege decretată de Dumnezeu, și dintr-o dată, în momentul acesta, intră în conflict două legi. Pe de o parte este legea lui Dumnezeu, cea decretată în număr 3, 6 cu 7, pe de altă parte este legea dată de împăratul Aha, prin care îi solicită în mod expres via. Și în acest conflict de legi, legea împăratului și legea lui Dumnezeu, haideți să vedem ce va face Nabot. Mai întâi, ce zicea legea lui Dumnezeu? Nici o moștenire a copilor lui Israel să nu treacă de la o seminție la alta, ci fiecare din copiii lui Israel să se țină lipit de moștenirea seminței, seminției părinților lui. Și mai sunt și alte prevederi biblice care merg, converg către aceeași idee, prin care era prohibită ideea de a înstrăina moștenirea pe care ai primit-o de la părinții tăi. Deci ea nu putea fi vândută, ea nu putea fi înstrăinată. Prin urmare, Nabot face un gest onorabil, demn de apreciat, el practic, între legea lui Dumnezeu și legea lui Ahab, preferă să accepte de legea lui Dumnezeu. Și a poate fi întărită și de principiul pe care îl avansează mult mai târziu omului Dumnezeu Sfântul Apostol Petru, când stă de vorbă cu mare dregător și spune, judecați voi singuri. Este drept să ascultăm mai mult de voi sau de Dumnezeu? Și el însuși dă răspuns. Este drept să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Și așa cum face Nabot, predică și Petru și trebuie să trăim și noi. Când apare legea umană cu legea lui Dumnezeu în conflict, noi trebuie să acceptăm și să împlinim legea lui Dumnezeu în viața noastră. Cu orice preț, cu orice cost. Chiar și cu costul pierderii viei, chiar și cu costul pierderii vieții. Și să știți că trăim vremuri în care din ce în ce mai mult regele, statul, sistemul secular va începe prin legile pe care le va da să atenteze conștient sau inconștient la legile lui Dumnezeu. De ce am zis conștient sau inconștient? Dacă, de exemplu, într-un borcan pun, pui 100 de furnici roșii, nu, și alte 100 negre, și dumneata care le-ai pus și pe unele și pe alta și învârți borcanul ăla, furnicile roșii vor crede că sunt atăcate de la negre. la negre cred că vor fi atăcate de cele roșii. Și fiecare crede despre a că cealaltă e generatorul problemei. Dar de fapt, care e cauza? Cauza ești dumneata care le-ai pus și ai tot învârtit borcanul și le-ai agitat. Câteodată, noi în relațiile dintre oameni, ni se pare că avem ceva de obiectat împotriva lui Vasile sau Ioana. Că în realitate este că trebuie să te uiți dincolo la cel care mișcă borcanul. Câteodată sistemul secular care promovează legi, promovează niște legi pentru că așa cere ritmul, dinamica, trendul. Și nici măcar ei înșiși nu știu că cineva mișcă borcanul. Și câteodată cei care îi mână este diavolul, prin tot felul de legi, care vor de fapt să intre în conflict cu legile lui Dumnezeu. Și eu și dumneata, va veni vremea când vom fi puși față în față cu această speț. Acum o ascultați pe bănci, pe scaune, în liniște, în cofor, cu aer condiționat. Însă predica asta va trebui să o împlinim noi probabil într-un context de presiune când va trebui să decidem între libertate și privare de libertate. Între viață și absența ei. Dacă între legea lui Dumnezeu și legea împăratului vom asculta de legea lui Dumnezeu, ferice va fi de noi. Și uitați-vă că Nabot a zis, cu orice risc, eu aleg să ascult de legea lui Dumnezeu. Și acum, dragii mei, vreau să pun și eu o întrebare textului din seara asta. Măcar că intenționez să merg pe mai multe direcții. Însă vreau totuși să statuăm aici punctul din care intenționez să mergem mai departe. Și titlul la care vreau să răspundem în această seară un subiect de reflecție și de analiză pentru fiecare dintre noi este aceasta. Ce faci cu moștenirea pe care ai primit-o? Ce fac cu moștenirea pe care am primit-o? După cum Nabot a primit o moștenire, era vorba despre o vie, și noi de la înaintașii și noștri am primit o moștenire. Și o altfel de moștenire. Nu e vorba despre o moștenire pământească. Nu e vorba despre bani și averi. Nu e vorba despre terenuri, mașini și proprietăți. Este vorba despre o moștenire spirituală. Și uitați-vă că Biblia deseori face referire la acest aspect. De exemplu, Coloseni, capitolul 1 cu versetul 12, Sfântul Apostol Pavel, vorbește despre o a Sfinților. Și zice așa, noi trebuie să mulțumim Tatălui care ne-a învrednicit, să avem parte de o moș de moștenire a sfinților în lumină. Nu cum a făcut Ahab, în întuneric, pe ușa din dos, găsind doi oameni de nimic care să îl acuze pe nedrept pe Nabot că ar fi blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul, găsind cu vă un subterfugiu legal să poată să-l lapideze, să-l omoare cu pietre. Noi avem o altfel de moștenire. Moștenirea noastră nu seamănă cu moștenirea lumii. Moștenirea noastră este moștenirea Sfinților. Și coroborat cu versetul acesta, aș vrea să privim și în 1 Petru, capitolul 1, versetul 4, ca să vedeți despre care moștenire este vorba. Că ne am fost chemați la o moștenire când ne-am întors la Dumnezeu, moștenirea Sfinților și o moștenire nestricăcioasă. Dacă moștenirile astea pământești sunt perisabile, se femere, se distrug, se prăbușesc, ard, vor dispărea într-o zi. Există o moștenire stricăcioasă la care am fost chemat și neîntinată, care nu se poate vesteji. Și unde e moștenirea asta? Păstrată în ceruri pentru voi și noi am primit arvuna acestei moșteniri, o ținem în sufletul nostru și trebuie să o apărăm cu orice preț. Dumnezeu să ne ajute. Și această moștenire, de fapt, sunt principiile și învățăturile lui Dumnezeu pe care le-am primit de la înaintașii noștri și trebuie să ne raportăm într-un mod responsabil la această moștenire. nu e așa. Dacă dumneata o viață întreagă te lupți, te muncești, te căznești, să lași o moștenire onorabilă succesorilor tăi, nu e așa că pretinzi de la ei să o administreze cu înțelepciune, nu să o vândă și să, după ce a vândut cu banii de câștigați de pe moștenire, să ducă să bage banii la aparate sau la jocuri de noroc, Doamne ferește. Ar fi dramatic, ar fi cu adevărat o durere pentru tine ca părinte să și să vezi că s-a ajuns în situația aceea. Nu credeți că Dumnezeu care ne-a oferit o moștenire stricăcioasă, neperitoare, sfântă, cerul lui Dumnezeu, așteaptă de la noi să protejăm această moștenire. Pentru că să știți că cineva e supărat pe moștenirea asta. Tu nu trebuie să faci nimic ca să-l deranjezi. Dar el se va autosesiza și mereu va vrea să vâneze moștenirea ta. Diavolul nu are treabă cu Timotei Floara și nici cu dumneata. Luat în mod individual. Diavolul, în primul rând, are treabă cu moștenirea lui Timotei Floarea și cu moștenirea dumneavoastră, stimați creștini. Că am primit o moștenire stricăcioasă, e cerul lui Dumnezeu, îți valorile lui Dumnezeu, îți principiile lui Dumnezeu, care intră în conflict cu legile lumii. Și diavolul vrea să atenteze la moștenirea asta. Vrea să ne fure cerul din suflet. Vrea să ne jefuiască de valorile pe care le-am primit de la Dumnezeu. Și eu te întreb în această zi: Ce faci cu moștenirea pe care ai primit-o de la Dumnezeu? Și vreau cumva, în antiteză, în această seară, să privim pe de o parte la Nabot, pe de altă parte la Ahab. Și vreau în această zi să afirm cu tărie: Nabot este omul lui Dumnezeu. Care acceptă planul lui Dumnezeu. Împlinirea poruncii lui Dumnezeu, măcar că căsurile la care s-a expiț au fost cu totul dramatice, fatale. Și vreau să fac câteva observații. Prima lecție pe care vreau să învățăm în această seară din textul acesta este aceasta, și anume: Omul credincios poate fi vândut, dar niciodată nu poate fi cumpărat. Omul credincios poate fi vândut, dar niciodată nu poate fi cumpărat. Uitați-vă că Nabot, omul lui Dumnezeu, este vândut. Este vândut de Izabela, este vândut de Ahab și este vândut de doi oameni de, de nimic îi numește Biblia. Cum să numiți oamenii care mint, înșenează și degenerează realitatea? Oameni de nimic. Când noi umblăm cu bârfe și cu denigrări și cu informații greșite și cu minciuni și cu informații tendențioase la adresa semelor noștri, nu suntem decât niște oameni de nimic. Și aici pe de parte apare împăratul, apare omul de nimic și apare în omul lui Dumnezeu. Și de fapt, în gândirea lui Dumnezeu, știți cine a vândut pe cine? În mod direct, la o simplă analiză telegrafică, am spune oamenii de nimic l-au vândut pe Nabot că l-au acuzat pe nedrept. Dar oamenii de nimic au fost plătiți să facă treaba asta și ei s-au lăsat cumpărați. Comul de nimic poate fi cumpărat. Omul lui Dumnezeu niciodată. Și a venit Izabela și a zis, îți dăm ceva parale, numai ca să minți. Și au zis, da, au acceptat să fie cumpărați. Dar știți cine l-a vândut pe Nabot în gândirea lui Dumnezeu? Nu oamenii de nimic, ci Ahab. Nici măcar Izabela. Măcar că și ea a fost coparticipantă la actul de trădare lui Nabot. Și vine omul lui Dumnezeu mai târziu. Fiindcă, realitatea este că noi până la o vreme putem face ce vrem și ce ne permite Dumnezeu. Dar vine și vremea judecății. Iar amânarea judecății lui Dumnezeu nu-i sinonim cu anularea judecății lui Dumnezeu. E doar o chestiune de timp. Și uitați-vă că în versetul 17, cuvântul Domnului vine prin Ilie. Tisbitul omului Dumnezeu și zice așa, Scoală-te și coboare-te înaintea lui Ahab, împăratul lui Israel la Samaria. Iată-l este în via lui Nabot, unde s-a coborât să o în stăpânire. Să-i spui, așa vorbește Domnul, nu ești tu un ucigaș și un hoț. Și să-i mai spui, chiar în locul unde au lins câinii sângele lui Nabot, vor linge câinii și sângele tău. Ahab a zis lui Ilie, mai găsi vrășmașule? Și ce a răspuns Ilie? Te-am găsit pentru că te-ai vândut ca să faci ce este rău înaintea Domnului. Când te vinzi, înseamnă că te-ai lăsat cum? Cumpărat. Pentru că omul lui Dumnezeu poate să fie cumpărat. Nu poate fi cumpărat, deși poate fi vândut. Cazul Iuda. Au venit cu 30 de arginți. Deci uite, tu ai stat trei ani cu, și jumătate cu Domnul Isus. Uite, noi pe Isus nu-L putem cumpăra. Câți bani am dat, ce poziții de succes am promite, nu putem. În schimb, zice, n-ai putea tu să-L vinzi pe Hristos. Și el zice, da, care să fie suma? 30 de arvinți? În regulă. Prețul unui sclav la vremea de atunci. Atât a valorat Iisus pentru Iuda. Și Iisus a fost vândut de către Iuda. Și Isus poate fi vândut și de noi prin practicile păcătoase ale vieții noastre. Vorba poetului, nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce se dedu. Nici mari preot, nici Pilat, nici, și nici Caiafa, nici și ci lumea întreagă prin păcat și eu și tu. Și uitați-vă că omul Dumnezeu poate fi vândut. Dar niciodată nu poate fi cumpărat. Și vreau în această zi să înțelegem ceva. Când vorbim despre moștenirea pe care am primit-o, valorile lui Dumnezeu sunt non-negociabile. Putem negocia culoarea de la pantofi, putem negocia culoarea de la biserică, putem negocia parchetul Grecia sau Mocheta, dar nu putem negocia principiile lui Dumnezeu. Pentru că momentul în care noi negociem cu principiile lui Dumnezeu, înseamnă că noi am alterat și l-am lăsat pe Ahab să distrugă moștenirea pe care am primit-o de la Dumnezeu și de la și noștri. Prin urmare, oricâte favoruri nu ni s-ar promit, oricât de înalt ar fi chemarea lor, oricât de multe ar fi privilegiile pe care vor să ni le ofere, noi va trebui să nu acceptăm lucrul acesta, ci din potrivă și de nevorbind de alți să nu ne lăsăm cumpărați pentru nimic în lume. Vreau să observați de cealaltă parte, dragii mei, un alt aspect. Dacă Ahab îi cumpărat și Nabot nu se lasă să fie cumpărat, vreau să remarcați a două observații. Omul lui Dumnezeu suferă, dar nu poate crea suferință. Al doilea adevăr. Omul lui Dumnezeu poate suferi, dar nu poate crea suferință. Nabot a suferit. Vândut, denigrat, omorât cu pietre, ce moarte grea, suferință uluitoare. Ahab nu suferă, ce putere avea Nabot să facă ceva împotriva lui, dar creează suferința acceptând planul malefic al Izabelei de a-l omorâ pe Nabot. Pentru că omul lui Dumnezeu poate suferi, dar nu poate crea suferință. Și aș vrea în această zi să ne întrebăm, în raport de moștenirea pe care am primit-o de la Dumnezeu, ce facem cu moștenirea pe care am primit-o de la Dumnezeu? suntem un prilej de binecuvântare, de bucurie, de zidire pentru alții? Sau suntem un prilej de dărâmare, de distrugere și de creare a pagubei și a suferinței celor de lângă noi? Pentru că vreau să vă spun în această zi că dacă ești omul lui Dumnezeu, tu te lupți să nu produci durere. Și tu ești leac, și tu te lupți să ștergi o lacrimă de pe obrazul celui îndurerat și zrobit, tu te lupți să întinzi o mână a celui care este nenorocit, tu te lupți să fii o mângâiere pentru acela care nu mai poate merge înainte, dar nici de cum să fie o barieră, o pagubă, o pacoste și un generator de suferință. Când știi că dumneata cuiva e pricinuit rău, conștient sau inconștient, dacă ești conștient, mă cam tem dacă ești născut din nou. Dacă e inconștient că se întâmplă, accidental nu ți-ai dat seama, ai creat un rău cuiva, ai produs suferință cuiva, problema este nu că ai fost neatent, inconștient și ai greșit, Că suntem o lume de imperfecți. Problema este ce faci după ce s-a întâmplat treaba asta. Te duci să-ți ceri iertare. Te duci să-ți asumi greșeala. Te duci să te împaci cu pârâșul tău câtă vreme ești cu el pe drum, că s-ar putea ca drumul ăsta să se scurteze. Cum ne raportăm noi la semenii de lângă noi? Odată o renumită doctor s-a întors la Dumnezeu. Și cineva a venit și a intervievat. Zice: Ce diferență ar fi între momentul de până să vă întoarceți la Dumnezeu și momentul de după ce v-ați întors la Dumnezeu? Cum ați apreciat dumneavoastră transformarea aceasta despre care tot predicați? Și ea, într-o singură frază, a dat un răspuns memorabil. Până să mă întorc la Dumnezeu, eram parte a problemei. După ce m-am întors la Dumnezeu, sunt parte a soluției. Ați înțeles ideea? Atunci când te întorci la Dumnezeu și când ești omul lui Dumnezeu, tu te lupți nu să creezi pagube. Niciodată să faci rău. Ideea de a gândi să faci rău cuiva cu identitatea ta de om născut din nou, om al lui Dumnezeu sunt în incompatibilitate. Și la un moment dat una dintre ele trebuie să moară. Fie moare gândul rău, fie moară natura bună din tine. Prin urmare, în această zi te chem să fii parte a soluției. Și întotdeauna să te lupți dacă nu poți face un bine, să nu faci un rău. Dar întrucât atârnă de noi să trăim în pace cu toți oamenii și întrucât atârnă tot de noi să facem bine tuturor oamenilor și mai ales fraților în credință. Nu poți gândi malefic. Nu poți premedita răul. Nu poți gândi pe ușa din dos să faci ceva rău împotriva semnului tău. Pentru că atunci Duhul lui Dumnezeu pleacă de la tine și cohortele de demon te iau în stăpânire. Și tu să spui, eu sunt omul lui Dumnezeu. Eu sunt fica lui Isus și voi rămâne partea soluției de fiecare dată. Bun s-a greșit, bun s-a creat paguba, bun s-a ajuns la ruină, dar eu vreau să iau din dărâmăturile astea, să iau ce se mai poate lua și să zidesc cu bucată cu bucată. Că Neemia de odinioară, el putea să se erigeze de la situație, să zică poporul lui Dumnezeu este distrus, Ierusalimul este dărâmat, templul este o ruină, și atunci o merge bine, că sunt degustătorul împăratului, sunt paharnicul împăratului, îi pun împăratului, am o poziție privilegiată, am un salariu mare și îmi pot vedea de treaba mea. Dar într-o zi împăratul s-a uitat spre Nemia și a zis, te văd nefericit, te văd apăsat, vrei salariu mai mare? Nu despre asta este vorba. Pentru că vom vedea mult mai târziu că există o altă diferență între omul lui Dumnezeu și omul care nu este al lui Dumnezeu. Că ți frământați de lucruri diferite. Și unul și altul sunt frământați. Dar unii sunt frământați de anumite lucruri, iar alții sunt frământați de alte lucruri. Și vom vedea puțin mai târziu. Și Neemia a zis, dacă dumneata împărate crezi că pe mine mă frământă de un salariu mai bun sau de fapt duc ai mărit salariul colegului meu, te înșeli. Eu sunt frământat că frații mei au zis bine, am o poziție privilegiat, dar frații mei suferă. Frații mei nu dorm noapte. Ierusalimul este dărâmat. Și mie îmi pasă de ei. Și de aici se nasc liderii. Primul simptom al faptului că Dumnezeu te cheamă să fii lider e că ți se, ți se deschid ochii și vezi o nevoie. Și apoi te duci să împlinești acea nevoie. E un foc pe care Dumnezeu îl aprinde în inima ta, pe care încerci să-l stingi justificându-te că tu nu trebuie să faci nimic. De ce trebuie să te căznești, să suferi, să postești, să te pui în bătaia puște, să stai în crăbătura stâncii să iei tu furtuna în piept și să te lupți împotriva ei, pur și simplu e ceva nejustificat în gândirea omenească pe care Dumnezeu îl așează în tine. Exact focul lui Ieremia. E, la un moment dat mi s-au aruncat cărțile pe foc, am fost în groapă, în temniță, bajocorii ridiculizat, persiflat, ironizat peste măsură de mult. Și am zis, nu mai vreau să fac nimic. Și ce o să fac de acum încolo? Eu nu mai predic, nu mai dau îndemnuri, ăștia mă supresc, că la mă nedreptățește, alții sunt mai bun ca mine și se nasc frustrările în sufletul tău și în sufletul meu. Și diavolul ce ai zis? Că nu mai cânt, că nu mai predic, că nu mai fac nimic. Zice, mai zi dată, că bine zici. Și diavolul începe din momentul ăla să frece din mâini de bucurie. E, zice, asta am dorit. o Timotei o să-l las la pământ, ăsta nu se mai ridică să predice, păi la altul nu o să mai ridice nimeni să cânte, ăla nu o să mai ridice la îndemn, ăla nu o să mai postească, ăla nu o să mai vină la biserică, ăla nu o să mai implice în lucrarea lui Dumnezeu și din momentul ăla suntem o generație de înfrânți, de victime căzuți pe câmpul de bătălie și singurul care aplaudă scena și sare în sus de bucurie diavolul. Și în această seară vreau să deconspirăm planul malefic al celui rău și să spun că tu trebuie să ștergi lacrima de pe braz. Să ștergi rănile din suflet, să sufle și mâine să porni la război. Și să mergi mai departe să zidești Ierusalimul dărâmat. Să construiești ruinile și să-ți faci partea ta de lucrare la care Dumnezeu te-a chemat. Și uitați-vă, dragii mei, că Neemia este omul lui Dumnezeu care se luptă să apere moștenirea care s-a prăbușit. Dar niciodată fără cost. Mereu va fi un cost. Dacă Dumnezeu este de partea ta, Dumnezeu te va da biruință. Și Ieremia, niciodată fără cost că zice, când am zis că nu mai fac nimic, parafrazez, eu acum mi-am tras draperiile, jaluzelele, am închis telefonul, am zis, nu mai vreau să aud evangelizări, am lăsat harfa în cui, rugăciunea 5 minute ca să-mi justific conștiința, dar nu mai lupt eu în rugăciune, pentru ce să lupt eu cu toți oamenii, că de aici mi s-au priționit o grămadă de boli, de suferințe, de dureri, timp pierdut, am vitregit familia, mi-am vitregit sănătatea, timpul meu cu mine însumi, și uite, nu mai vreau să fac nimic. Și zice, când am zis că mă retrag și că nu mai fac nimic, chiar așa începe Eremia. M-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat de Tine. Expresia în e mult mai sugestivă. M-ai înșelat, Doamne, și m-am lăsat înșelat de Tine. Adică el voia să zică, dacă aș fi știut -o ce înseamnă slujirea, mă gândeam de 10 ori când acceptam să urla în von. Mă gândeam de 10 ori când treia să vin la microfon. Mă gândeam de zece ori poate înainte. Dar zice, uite, știi ce se întâmplă în sufletul meu? Un foc lăuntric mă arde. E acel foc se numește chemarea de a fi lider. Chemarea de a face lucrarea lui Dumnezeu. Chemarea de a împlini slujba la care Dumnezeu te-a chemat. Și omul lui Dumnezeu poate suferi. Și în vremea din urmă, pentru că oamenii sunt nici ce mai firești, mai nemulțumiți, mai răzvrătiți, oamenii lui Dumnezeu vor suferi mai mult dar nu vor produce niciodată suferință. Și uitați-vă la Nabot. Nabot ar fi putut să se răzbune și el. Ar fi putut să reacționeze și el repulsiv. Dar Nabot își vede de treaba lui. Și acum vreau doar să ating un punct nevragic al discuției. De ce, Doamne, lași să moară la cheremul lor nelegiuiți un sfânt care apără un precept biblic de ce Nabot treia să fie omorât în halost? De către o stricată pe nume Izabela și de către un sistem care s-a de valorile tale. Nu putei supranatural să intervii tu și să o omori pe Izabela. Și câteodată Dumnezeu lasă lucrurile așa. De ce lasă Dumnezeu lucrurile așa? Dumnezeu lasă lucrurile așa câteodată ca să vezi adevărata față oamenilor. Să-i cunoști până la ultima drojdie din ei până la ultima picătură care se scurge din ei. Se părea până mai eri că erau oameni de treabă. Dar câteodată le vezi adevărata drojdie din ei și te sperii. Pe de altă parte, Dumnezeu lasă lucrurile așa pentru că și-a sfârșit lucrarea cu Nabot. Nabot, cam atât am vrut să se țin pe planeta asta. Și atât trebuia tu să lucrezi. Și uite, de ceva tu trebuie să mori. Că mor la cheremul lui Ahab, dar tu nu ești la cheremul lui Ahab, că mâna mea e cea care ține viața, că Psalmul 139 spune că toate zilele mi-au fost rânduite și scrise în cartea vieții tale mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Nu, 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 nu medicii de la ATI, nu asistentele, nu aia care au tras tubul de oxigen, nu aia care n-au mai pus substanțele ca să poată alimenta în tine, cum am văzut pe la București și se întâmplă și pe la toate secțiile de ATI, că vin asistentele și nu pun ceea ce trebuie și vin doctorițele și ați văzut că le-a luat procuratura și a zis, domne, n-a spus, domne, mai puțin. N-a murit, zici. Ce vârstă are? Să la 60 în sus, n-a murit, zici. Reduceți-i. Dar niciodată, când Dumnezeu are un plan cu tine și te vrea să te mai ține în viață, Dumnezeu face un miracol și din pat te ridică și te duci mai departe să faci lucrarea lui Dumnezeu. Dar dacă Dumnezeu a zis până aici și mi-a sfârșit lucrarea cu tine, Poți sta în casă, aluneși pe o coajă de banană și de cu capul de calorifer și ai murit. Dacă Dumnezeu mai are în plan să te țină, împotriva tuturor atacurilor, uitați-vă la Petru. Să deschid temnisele, domne. La doua zi el trebuie să fie decapitat. Să deschid temnicele. Vine un înger, îl trezește din somn. Temnicerii toți. Câte patru soldați, câte patru străși. Imaginați-vă. Toți ăștia adormiți când Dumnezeu vrea să facă o lucrare, să nu creadă careva că se poate lupta cu mâna suveranului Dumnezeu, glorifica să fie numele Lui în veci. A treia observație pe care vreau să o fac în această seară din textul ăsta este aceasta, și anume, omul lui Dumnezeu rămâne ascultător principiilor lui Dumnezeu, oricât de mare ar fi costul, iar omul care nu este omul lui Dumnezeu, întotdeauna va abuza de treaba asta. Știți că există o vorbă din filozofia română dă un om putere și vei ști calitatea lui. Când ești un anonim, nu pot să-mi dau seama despre dumneata. Au fost oameni care au stat pe un scaun acolo. De ani de zile veneau la biserică. Și mă temeam că ăștia sunt Sfinții lui Dumnezeu. Până când au avut o poziție privilegiat și când te-ai dus în mediul lor, atunci ai dat seama cu adevărat de fața lor. Că aici nu era mediul lor. Ați înțeles ideea? Dacă vrei să cunoști cu adevărat o persoană, du-o în mediul ei. Domnule, ce la biserică, omul ăla de afacere era cel mai sfânt. că m-am dus la locul de muncă, înjura pe toți angajați. Mai au venit angajații și au spus, nu mi-a plătit luna trecută, mi-a furat 100 de euro, mi-a 200 de euro. Și atunci îți dai seama cu adevărat. De unii om o funcție de putere și atunci îți dai da seama ce va face cu ea. Și în virtutea poziției pe care Ahab a avut-o, știi ce a zis? Prefer să abuzez de treaba asta. abot a zis, poți să mă calci în picioare. Eu nu pot să abuzez. Nu am la mine mecanismele legislative să pot să mă apăr. Tu ești monar, ești despot, poți face ce vrei, inclusiv să mă omori. Dar dacă tu vrei asta, aha, abuzează de funcția ta. Omul fără de Dumnezeu abuzează de funcția lui, dar omul lui Dumnezeu va asculta de Dumnezeu cu orice cost. Implicit suferințele și pagubele la care va fi expus. Și, și Nabot acceptă abuzul. Nu pot să fac nimic. Nu pot să lupt eu cu sistemul ăsta. Dar pot ceva. Pot să mă încred în Dumnezeu, să zic și va trebui să mor, eu nu voi vinde moștenirea părinților mei. E prevedere biblică, număr 36 foarte categoric și eu n-am să vând moștenirea înaintașilor mei. Ce ziceți în această seară? Suntem gata să apărăm moștenirea lui Dumnezeu cu orice cost? E o cântare care îmi place și zice așa și de-ar trebui să rămân singur, să-mi ia cei dragi de lângă mine și să-i omoare, și de-ar trebui să fiu închis și bătut, ajută-mi Dumnezeul meu să nu pot să mă las de tine. Și asta este declarația biruitorului care va spune prin orice aș trece, ajută-mă să nu mă las de tine. Dumnezeu să ne ajute. A patra observație pe care vreau să o fac este aceasta, și anume, și omului Dumnezeu și omul fără de Dumnezeu sunt frământați. Și își consumă energia, și unii și alții. Numai că Hab se frământă cum să distrugă, iar Oamenii lui Dumnezeu se frământă cum să construiască. Uitați-vă la hab. După ce a primit refuzul, a intrat în casă, auziți, trist, mâniat, s-a culcat pe pat și a întors fața și n-a mâncat nimic. A intrat la post. Ba chiar a anunțat postul ca să-l omoare până la bot. Deci, uitați-vă aici să vedeți matrapaslă cu viclean se folosește de lucrurile sfinte, se folosește de Isaia 58, se folosește de postul esterei, se folosește de Biblie. În Isaia 58 vorbește despre post. Anunță un post, cine? Izabela, în numele împăratului, în mod evident, Pe pecetulește scrisoarea și anunță un post, cheamă mulțimea, ca de fapt să se întâmple ce? Măcelul împotriva lui Nabot. Mi se pare inimaginabil. De ce să te folosești de lucrurile sfinte pentru un lucru atât de nesfânt și demonic? Știi de ce? Ca să cumpăr imaginea. Și uitați-vă că în textul ăsta, Nabot este omul care vede toată această lucrare. Și dintr-o dată să se anunțe un post pentru omorârea unui nevinovat, mi se pare, de-a dreptul malefic. Unde poate duce nebunia? Unde poate duce ticălășia unei inimi fără de Dumnezeu? Care renunță la principiile și la voia lui Dumnezeu în viața lui sau în viața ei. Și uitați-vă! Trist, nu mănâncă, se frământă, cum vi se pare dumneavoastră reacțiile astea? De cealaltă parte, omul Dumnezeu se frământă și spune, cum poți zidii Ierusalim? Cum pot să-mi apăr moștenirea? Cum pot să rămân în picioare într-o lume care și-a întors valorile cu sus în jos și parcă toate se distrug? O să spun o întrebare în această seară. Dumneata, ce frământă ai Pe ce îți consumi energia? Timp. Păi mă frământ, cum să-i fac rău surorii? Nu m-a vorbit de rău și m-a denigrat. N-ar fi mai bine să te frumos cum să-ți mântuiești vecina? Sau nepoata? Sau verișorul? Matale, pentru ce ți post? Cum a zis odată un frate. S-a dus un frate la cineva și a zis plângând. A plângea, plângea. Noi zicem plângea cu lacrimi. Am văzut plângea altfel decât cu lacrimi. Altfel, nu chiar plânsul care trebuie. Omul ăsta cu lacrimi, serioasă. Mă întrebi și mie ceva la casă. Mă întrebi și mie asta. Frate, zice, nu plânge pentru travertind granici Plânge că sunt oameni care sunt nemântuiți. Plânge că sunt oameni care mor și se duc în iad. Că dacă ți-ai consumat timpul plângând și rugându-te și postind și frământându-te pentru mântuirea celor necrencioși, atunci ar fi o frământare onorabilă. Dar câteodată noi plângem că ne-a vorbit de rău. Noi plângem că ne-a denigrat egoul nostru. Că tare mândri mai suntem câteodată. Nu m-am referit numai la mine și la voi. Și așa de atașa suntem de sinele ăsta al nostru, încât n-am vrea ca cineva vreodată să cioplească noi. Și știi, și a zis David, lasă zice să mă arăt și mai de nimic decât atât. Dar să aibă Dumnezeu un cuvânt de apreciere la adresa mea. Și uitați-vă că oamenii aceștia sunt oameni care se frământă pentru lucruri dezonorante. Am știut oameni care n-ar fi slujit și n-ar fi dat un ban pentru construirea unei biserici. Dar în momentul în care s-au certat între ei și au vrut unul dintre ei să-și deschidă biserică dintr-un orgoliu, să arăt că și eu pot, și a pus 10.000 de euro la dispoziție. A zis, uite, eu închiriez sala asta, nu știu câte luni, și am rămas șocat și eu ca așa. tu n-ai dat 10 ani niciun ban. Acum, pentru ambiție ostentativă, doar pentru ruperea Bisericii lui Dumnezeu, tu ești în stare să donezi mii de euro? Pentru că întotdeauna omul e dispus să cheltuiască mai mult pentru a face un rău decât pentru a face un bine. Că dacă s-ar pune un caz în fața noastră și s-ar zice să ajutăm un om care este în necaz, foarte gronea motiva. Dar când este vorba să ne răzbunăm, să dăm o judecată pe nu știu care, suntem în stare să luăm cel mai bun avocat din Târgoviște, chiar dacă trebuie să dăm 10.000 de euro. Că mereu suntem dispuși să plătim mai mult pentru a dărâma decât pentru a zidi, decât pentru a construi. N-ar fi mai bine să ne frământăm noaptea cum să se umple scaunele goale din biserică? Cum să facem să, să mai lărgească biserica asta și să mai mântuiască oamenii din Târgoviște? Cum să ne frământăm să mai creăm un alt eveniment, poate pe platou sau poate pe stadion și să chemăm pe oameni să vină buluc să audă Evanghelia lui Dumnezeu? N-ar fi mai bine să ne consumăm pentru treaba asta decât să ne consumăm pentru ambiții prosti și doar pentru a rămâne imaginea mea în picioare sau doar pentru am dat mie dreptate sau dumneavoastră dreptate. Nu! Dumnezeu să aibă dreptate și slava lui Dumnezeu să fie înălțată și lucrarea lui Dumnezeu să meargă mai departe, înspre zidire, spre creștere, spre maturizare, Dumnezeu să ne ajute. Și aș vrea, dragii mei, să mă apropii de încheiere, observând în textul acesta faptul că și dacă Câteodată ni se pare că secularismul, Păcatul, prostia, răutatea au ultimul cuvânt și am fost abandonați și nimănui nu-i mai pasă de nimeni, vreau să știi că Dumnezeu va trimite prorocul Său. Și în orice vreme, indiferent cât de mare va fi apostazia, Dumnezeu va avea niște oameni ai Lui prin care va vorbi. Și se ridică și îl pune din nou în scenă pe omul lui Dumnezeu Ilie, îi dă imboldul, îi transmite mesajul, îi dă destinația clară, îi dă share location și spune, du-te că este la via lui Nabot. Share-urile noastre location mai greșesc. Ne-am dat eu un evanghelist, Lugabi, i-am dat share location de acolo și l-a dus în spatele blocurilor. Și a trebuit eu să mă duc să îl iau după acolo, nu vină pe partea cealaltă. Locațiile noastre mai greșesc. Chiar unde n-am vrut eu să ajungă. Da, mă rog. Uh, și Locațiile noastre mai greșesc, dar locația pe care o dă Duhul Sfânt niciodată. Auziți cum vorbește Duhul Sfânt. Este în via lui Nabot, unde s-a coborât ia în stăpânire, să-i spui. Și am citit mai devreme mesajul. Chiar dacă pare că răutatea va învinge și ia ultimul cuvânt, e doar o chestiune de timp când Dumnezeu își va trimite servul său și va trimite un cuvânt de judecată pentru răutate și un cuvânt de răsplătire și de binecuvântare pentru cel ce luptă să rămână în adevărul lui Dumnezeu până la capăt. De aceea, dragii mei, în această zi vreau să înțelegem că în această luptă a vieții, când ahabul vremurilor noastre caută cu orice preț să ne fure moștenirea, noi să luptăm pentru ea și să avem curajul să spunem, indiferent de costuri, vom rămâne la învățătura sănătoasă vom fi numiți, perimați, încuiați, rupți de realitate, da. Vom fi numiți, vom ajunge să fim numiți homofobi. Vom ajunge să fim numiți oameni care nu înțeleg vremurile. Nu ești tu de acord cu legile noastre să zică că tu ești sucit, că ești un inadaptat, cum des mi se întâmpla când eram în facultate să vină niște filozofii de genul ăsta, ce? cum ți se pare ție căsătoriile de acela sex? Și zic, e o nebunie. A, zice, știți, sunt cu ea din el, un conservator din el, părea că ești mai deștept când erai la cursurile de seminar. Nu zic, tu părea mai deșteaptă când erai la seminar. Am cam cam de vorbă cu tine, mă gândesc dacă mai trebuie să continui discuția sau nu. Ați înțeles ideea? Și vor fi tot felul de lupte împotriva noastră. Și ni se va părea la un moment dat, exact cum spune în cartea Apocalipsa, că puterea poporului va fi înfrântă și vor fi biruiți. Dar se va ridica la urmă mare vite al Dumnezeu. Și nimeni nu se poate pune cu el. Pe șapte căi te pot păgubi oamenii. Pe opt căi Dumnezeu te va ridica și îți va pune steagul de biruiți. Și atunci când te aștepți mai puțin și se va părea că nu mai găsești nicio soluție și că nu mai întrezărești lumina de la capătul tunelului, el va veni și va spune, va trebui acum să intru în scenă. Și Dumnezeu a intrat în scenă. Și dumneavoastră să știți sfârșitul pe care l-a avut Izabela, un sfârșit dramatic. Și dumneavoastră să pe deapsa care a lovit casa lui Ahab. Pentru că Dumnezeu are răbdare. Dar răbdarea lui Dumnezeu într-o zi se va sfârși și Dumnezeu Va chema fiecare suflet la darea de socoteală, a unii vieți trăite pe pământul acesta în raport de ce ai făcut cu moștenirea pe care ai primit-o. Există un cuvânt în Biblie și spune, nu muta hotarele înaintașilor tăi, părinților tăi. Și asta atunci se referea cu privire la puncte geografice. Deseori tu n cadastrist, n avei proiectant, să vină să te duci cu schița notarială și să arăți schița, cu schița cadastrală, domne, de aici până aici 25 de metri, aici 30 de metri, ăsta e terenul meu, asta e parcela mea. Pur și simplu erau niște hotare, niște lemne, se înfigeau, niște stâlpi puternici, și spuneau și ce făceau unii oameni. Voiau fie să micșoreze, fie să lărgească hotarele. Dar ea are înțelegere spirituală. Dumnezeu ne-a dat o moștenire. E moștenirea sfinților. E o moștenire neîntinată, nestricăcioasă. Și uneori va veni Ahab la noi și va spune, nu vrei să-mi dai mie moștenirea ta? Alteori Ahab va fi puțin mai amabil și va spune, n-ai vrea tu să lărgești calea? Și ușor, ușor va lua principiile lui Dumnezeu și le va pune mai încolo puțin. Azi un pic, mâine un pic și la un moment dat o să te trezești la o poartă încuiat. De aceea, să ne ajute Dumnezeu să păstrăm nealterată, sfântă și curată moștenirea lui Dumnezeu și să ținem în picioare principiile lui Dumnezeu oricât ar fi de greu. Chiar dacă nimeni nu va mai fi cu noi. Uitați-vă că atunci când trebuia cineva să se ridice din parlamentul evreiesc să zică, Nabot, nu trebuie să moară așa. Voi ați făcut o, o mișcare micelească, ați folosit, un folosit ați folosit, ultertiv, ați folosit de Biblie, de post, de, de, obiceiuri sfinte ca să, ca să vă duceți la îndeplinire planul vostru abuziv, malefic rău, lacom. Nimeni n-a sărit în apărarul lui Nabot. Pentru că realitatea este că, și asta este ultima concluzie din predica mea, câteodată nimeni nu va sări în apărarea omului Dumnezeu, ba chiar vor fi toți împotriva ta, dacă în toți se vor întoarce împotriva ta, mereu cineva se va ridica. Dar pentru asta nu trebuie să te răzbuni tu. Dacă am reușit performanța spirituală să nu mă răzbun eu când toți s-au ridicat împotriva mea, negreșit, și asta este ca o garanție pentru sufletul tău, femeie și bărbatule, frate și soror, care e fi în seara asta aici, că Dumnezeu se va ridica și va lupta ca un viteaz. El n-a pierdut niciun război. El ține cu mâinile sale Universul și el va lupta pentru casa ta, pentru sufletul tău și pentru familia ta. Dar dacă tu sau eu voi face un pas greșit și voi vrea eu să mă răzbun, știi ce se va întâmpla? Se va da Dumnezeu la o parte. Pentru că atunci când eu vreau să intentez planul malefic de răzbunare, Dumnezeu se va retrage din ecuație și va spune acum luptați voi, asmuțiți-vă voi unii împotriva altora. Și Dumnezeu nu se mai bagă în măcelul nostru. Dar când noi facem un pas în spate și spunem suntem gata să acceptăm voia ta. Vrem să auzim șoapta Duhului Sfânt. Vrem să rămânem în graficul voii tale, în ritmul și în cadența ta, Doamne. Negreșit. Dumnezeu își va apăra Ficele lui și fiii lui și lucrarea lui. Și Nabot, chiar dacă are o vreme de suferit, până la urmă, îi tot spre binele meu și e tot spre binele dumneata și e tot spre binele tău, Nabot. Că ți se pare că cea mai, dram, cea mai mare dramă e că suferi? Sau că ai murit? Nu, nu. Cel mai mare câștig. A murit este Hristos. a ajuns la cer. Ai ajuns în slavă. Este cel mai mare câștig al vieții tale. Slăvi să fie numele Domnului în veci. Așa că îmi doresc din toată inima să rămânem lipiți de Domnul și să luptăm pentru moștenirea pe care am primit-o de la Domnul. Să nu lăsăm pe HAB să-și bată joc de ea și cu orice cost să spunem, vom rămâne lipiți de tine, Doamne, și între legea lui HAB și legea ta vom alege legea ta, așa să ne ajute bunul Dumnezeu.